Superliga vă este oferită de Superbet. De pe stadionul municipal din Mediaș urmează a doua confruntare a etapei cu numărul 14 din Superliga României, Hermannstadt Rapid. Este vorba de Marian Rada. Începe așadar această partidă, primul meci încheiat nedecis între... Iată-l pe Paraschiv, ce spuneam, poate da și pase periculoase, acum reușește pasa pentru Oroian, se cam izolează Oroian, întoarce pentru Opruț, mingea ricoșează la 16 metri, nimeni la marcaj, Biceanu, cred că se grăbește. Atac periculos al Sibiului, aici este însă un tackling penalizat de Andrei Chivulete, foarte repede a repus mingea Hermannstadt. Și faultul lui Butean, care într-adevăr atinge mingea, dar cred că ia mai mult piciorul adversarului, oricum piciorului foarte bună pasa pe poziție viitoare pentru Oroian, poate fi din nou surprinsă defensivă Rapidului, Oroian o bicicletă, apoi centrarea în fața porții, ajunsese acolo Petrescu, cred că a întârziat jumătate de secundă însă Oroian această centrare. S-a semnalizat și offside între timp, dar nu înțeleg unde. Nu este offside, este doar au de poartă. Se cunosc foarte bine jucătorii lui Hermannstadt, se vede acest lucru. Centrarea lui Petrescu, bună! Parada lui, cum nici de o parte, nici de alta. Acum vine însă cel mai periculos șut al acestei partide, expediat de Sefer. Cred totuși că Muțiu era din nou Sefer. Ioniță încearcă să treacă, până la urmă mingea ajunge la Lucas, în șutul lui Sefer. Este poartă, încă o șansă, ușor parcă Rapid devine mai periculoasă. Sezonul regulat, ce greșeală face Opruț, Sefer șutează însă peste poartă. Iată ce înseamnă această omogenitate. Șutul lui Balaure respinge Horațiu Moldovan, corner pentru Hermannstadt. Vorbeam de omogenitate, sunt pase date foarte repede, ritmul lui Hermannstadt este ajutat foarte mult de faptul că jucătorii se cunosc, cam știu unde trebuie să primească fiecare și de aceea pasele nu se încumetă să șuteze din prima. Îi scoate lui Balaure, centrarea din prima bară! Ce ocazie! Aruncare de la margine, repunere rapidă, centrarea lui Paraschiv, respinge Săpunaru, vine apoi Opruț, are din nou poziție de șut, încearcă poarta! Pe lângă, dar sunt primele momente în care Hermannstadt e cu adevărat periculoasă. Reluarea lui Stoica, sau mai bine spus devierea lui Bejan. Stoica este cel care reia spre poartă, Bejan trimite apoi în bară și revedem și execuția lui Raul Opruț. Acum Junior Moraes pe jos, Lucasen! N-a avut însă de ajuns de mult spațiu pentru a se echilibra, pentru o execuție mai bună de atât. Destul de complicat. Junior Moraes din nou la bătaie, Duganjic încearcă să așeze, Cerhenț, jucătorii Rapidului oprește jocul și noi vom vedea faza. Da, mingea lovește pe Stoica în mână. Toți jucătorii Sibiului, Sefer pentru Ioniță. Ioniță, un dribling, centrare pe jos, gol! Gol spectaculos al lui Emers!
Foarte bună pasa, dar această finalizare este absolut fantastică. Superb. Centrarea lui Ciobanu. Gol! Grigore! Dublă lovitură în decurs de doar câteva secunde, câteva zeci de secunde. Și în mod normal, Rapid va câștiga această partidă. Ce complicat a fost meciul până acum pentru Rapid, ce simplu pare, însă iată, în decurs de numai câteva zeci de secunde. Fază fixă, este deja al șaptelea gol primit de Hermannstadt din fază fixă. În același timp au expirat și cele 3 minute adiționale. Vine centrarea, reține însă Orațiu Moldovan și probabil pe degajarea sa Andrei Chivulete va fluiera finalul meciului. Este final de partidă. Rapid câștigă la media și împotriva lui Hermannstadt cu 2-0. Goluri marcate târziu în fața unui adversar foarte arțăgos. Superliga vă este oferită de Superbet.